Ce faci, Bona? Bună dimineața! Dimineața! Ai zice că l-am pregătit pentru voi, dar l-am pregătit pentru Ticiu, care aseară și-a tăiat piciorul într-un pahar de-a meu de cristal, sufăr mai mult după cristalul meu, bătuel. Și acum vreau să o distrug nervos, cum a distrus fia și pe mine toată noaptea. Haideți, haideți dacă aveți treapă, dacă nu, la revedere! Sigur nu-i pentru noi. Nu, mai trage-te, 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 că trebuie să mă duc să o ochiesc. Mă trezesc cu nebuna, îmbrăcată, cățărată în pat și cu arcul. De unde vii? Ana, te rog că mă doare piciorul de Păi iar te-ai dus pe casa scării! La vecini, lasă-mă pe mine, te rog! În inimă țintesc. Mai sunt. Dar nu mai... Sau și aici. Păi, după ce că sunt, am handicap major, că nu mai pot să mai merg. Ce handicap major? Am handicap major, că nu mai pot să mai... N-ai nici pe dracu, trebuie să țin. Mă, deci mă duc, sună la salvare. Sună că la ce? Salvare că... Au! Că... Măi, nu mă... Voi ați venit exact când voiam să o extermin pe Ticiu. Și evident că nu puteam ucide pe cameră și m-am oprit. Dar m-am dus să o nenorocesc un pic nervos pentru că ea joacă, dar îi frică ca dracu. Ce ai? Mă doare foarte tare. Sună... Au, fă, dar ești chiar nebună! Dar fă ce, da, fă ce vrei, că, că aici rămân pe capul tău. Vezi că costă mult cu mormântarea acum. Lasă-mă. Eu vreau frumos. Păi da, chiar ești de... Iată, era cu jos și gata. Fă-mi bandajul. Că uite-mă cum mă doare. Nu v-ai jurat că îi prea multe bipuri în emisiunea. Păi dar nu, că mă scos din miz. Vezi că sunt handicap acum, handicapată. Am un traumatism de la cristalele tale. Da, te pregătești. Chiar. Stai, dar nu vei să-ți deschizi geamul, poate avem noroc și... Au, mă doare, Ana. Au, tâmpit-o. Au. Măi, dar de ce nu mă las să dorm? Abia am adormit. Pentru că dormit. Mi-ai distrus o noapte întreagă. Deschide geamul mi-ai și... Mi-ai zis că mă arunc în pat ca un elefant. Băi, n-ai grație. Că tu ai. Eu am candoare. Tu nu ai. Ce candoare? Fă că nici nu știu cuvântul până azi dimineața când am vorbit cu tine cu el. Nu, acum râdem, glumim, pe bune, dar chiar mă doare foarte. Deci unul la mână, doi la mână? Mă, chiar mă doare, uite-te și uite-te. Dacă rămân strâmbă cu degetele. Cum să rămâi, mă, femeie strâmbă? Care dar uite-te cum sunt strâmbe, dragă. Păi pentru că s-au umflat, că ai pus acolo ceva care nu merge oxigenul. Dar de ce nu deschizi tu geamul și vezi pe vis-a-vis acolo că sunt multe blocuri? Au, bună. Vezi de treabă, chiar mă doare. Bine, am mai scăpat eu la un moment dat un arc în ea. Doar că noroc astea sunt arcuri din astea de training, de interior, care doar îți exersez mișcarea, știi? Și nu, și dacă trag, nu se duc. Sau nu se duc în picior sau altele. Cad. Au vârful foarte teșit, știi? De-aia nu știe. Eu am înțeles că vrei să mă faci să mă simt mai bine, dar nu-i cazul. Chemați-i niște cârje. Tu sună... Nu, scaun cu rotile, că a cumpărat sigur Claudiu Enescu. Și ai senzația că eu te împing în scaun cu rotile pe aici și că ai o rană de scaun cu rotile. Poate ai dat și cu sclipici la ochi, unde ai fost plecată? În baie. Nu, n-am auzit de la sedativ că am adormit. Au. Nu-i prima oară când am mai pățit ea chestii de genul ăsta, ca la biroul nostru, de fostul nostru birou de pe... Eu de la etajul 3, ea nu mă vedea. Ea a venit pe la parter și nu se uita în sus. Eu de la etajul 3 de pe terasă, pac, și nu mă trădeam cu arcurile pe lângă ea. De-aia îți dai seama că nu știa că eu țintesc special pe lângă ea. Ea credea chiar că pot să o nimeresc. Isterica, isterica le-a făcut. Da, mă doare ce n-ai... Măi, Ana, dar mai stai potolită. E potolită, ce am tras? Tu, ia-mi bandajele să-mi faci iar piciorul cum trebuie, ca nou. Au, au! Chiar mă doare. Ce? Deja m-am accidentat, oricum l-am spart, e adevărat, din greșeală, pentru că Ana, în frigider, neavând mâncare, are doar sticle.
De tot felul. Cu ceai, cu suc de mere, cu suc de portocale, cu apă tonică, pentru niște lucruri. Și aseară, bucătăria e neagră. Ochelarii nu i-aveam pentru că eu nu văd bine la distanță. Mă rog, ideea e că am deschis ușa frigiderului cu paharul de cristal în mână, fiind foarte greu. Au picat sticlele, nu s-a spart nicio sticlă, dar piciorul meu s-a dus puțin departe. Am spart paharul și în ciobule care au căzut m-au lovit în picior, sânge, mai aveam puțin să sun la salvare. Iod, nu că n-avem iod, apă oxigenată, Rivanol, pansamente, o întreagă situație. Mă doare. În mânuță vreau. Da! Da! Ia-o din loc în gură, că mai că mai scos, aut, lasă-mă, că mai scos din minți. Vezi că s-a mărât acum și handicapată. Ai chef de circotecă, vezi la vecin pe drum. Ia vezi ce face dezvoltatorul imobiliar al acestui bloc. Poate nu e bine în dimineața asta, te ocupi tu de el. Gata, lasă-mă. Te duci? Du-te, vreau să te văd cum te îmbraci. Pune-ți frumos. Ia uite-te, fă, ești cu fița roșie astăzi. Pune-ți ăla frumos pe tine. Așa și te lasă-mă. Dar poți să închizi și ușa. Stai că acum îți fac cafea și revin. Lasă-mă, chiar mă doare, Ana. Au. M-a scos din minți. Sunt convinsă că ei s-a părut așa că mă distrează, dar pe mine realmente chiar mă durea piciorul. Mai dorm puțin și vorbim mai târziu. Ce tâmpită, Doamne, iartă-mă. De ce mă doare și nu mă lasă să mă... Iar mai vine careva. Închide-mă aici, te rog. Iar vine cu celelalte. Vezi că îți dau cu ăsta numai peste ochi. Ah. Măi, dacă nu m-a durea așa de tare piciorul, te-aș alerga până pe la Pipera, jur, la plața. Hai, da, lasă-mă. Hai, ia! Deci, te rog eu din totul. Uite, poți să fii sushi. Te-ai gândit? Aaa, ce drăguț. De crei. Măi! Vezi că am 1,70 m. Unghia! Am 72 să se știe la cameră și tu ești o pitică fără grație. Au! Dacă aveam noroc, poate îi spărgeam capul. Nu îi spărgeam capul, dar îi scoteam un ochi. Nu, m-a enervat foarte tare și vreau să mă lase în pace, să mă pot relaxa, că sunt la un pas să mă duc sau nu la medic. Fă, da! Scuză-mă, orașul ăsta, București, care te știe întreg. Când se gândesc Diana Tici și zic... Domnișoara aia grațioasă. Adică noi și când mergem în oraș, noi suntem foarte grațioase. Auzi, da, fii atentă, că știu că mă iubești. Ridicăm și mie asta acasă, că dacă rămân cu degete, iar sună careva. Păi, dar ce se întâmplă aici? Birou de primiri? Te întreb. Păi au. Vin oamenii, că dacă am întâlniri, ia mă ce e acasă. Au. Păi îmbracă-te, pune scapa, te rog, du-te plină de grație și vezi care-i treaba, că... Păi da, nu. Știi ce zic? Hai, vezi de treabă, fă-m cafea, mic dejun, sună la și la 112. Deschideți ușa omului. Și închidem ușa ca să mă odihnesc. M-ai făcut să râd, e adevărat. Dar data viitoare încearcă cu o travă, fetiță. Păi îmi pune într-un pahar. Au venit rândunicile ca să-ți ridice. Asta n-au venit încă. Dar îmi place cum ești rămâșită. Haide, lasă-mă în pace. Lasă-mă să dorm, vorbesc de o jumătate de oră, chiar mă doare rău, pe bune acum. Diana, trebuie să te ridici, că trebuie să mergem să spună că ai dorit, că trebuie să trebuie copci acolo. Și unde mergem? Aici la... Dar chiar mă doare. Chiar mă doare. Și trebuie să luăm niște din alea, cărjuțe. Hai, marș, du-te, du-te. Vei fi în cărjuțe, pentru că nu mai poți să îndoi picioruțul. Păi îmi dai bastonul tău. Păi da, dar nu poți cu bastonul, iubita mea. De ce nu poți? Te trebuie ajutătorul. Păi da, mă ții tu deoparte și viața mea, toată viața mea am dorit asta, să mă cărați. Doamne, poate mă lasă să mă odihnesc. Da, știi care e chestia ce-i funny, că toată viața te-am și cărat. Auzi, dar tu ai luat ăsta. Toată viața te-am și cărat. Vezi că eu nu mai am mult din viața asta, dar tu mai ai, fetiță. Dar tu te-ai cărat cu mizeria asta de pe unde, din cealaltă locație, să înțeleg. Da. N-o să dacă mă duc la tras cu arcul, doar nu era să plec fără ustensil. Deci tu realizezi că toată lumea știe că ești pe cărare și dusă cu capul. Dacă te mai știe lumea că tu tragi profesionist sau profesional, dacă te mai știe și lumea că tu tragi cu arcul, pe bune,
Așa. Și că poți să nimerești o pasăre în zbor. Vai, o să zic Cupidon, super. Da, numai că nu poți să nimeresc o pasăre în zbor, dar sigur tu zi. Eu îl privesc mai mult ca pe un sport. În primul rând n-am participat la competiție și așa mai departe, ci l-am ales să fie sportul meu, pentru că mi se părea că stau pe loc, nu trebuie să fac sport cu adevărat, că eu sedentară. Și pentru că, mai ales dacă faci asta de mic, când ții deja personalitatea, caracterul, focusul în formare, au o foarte mare contribuție în puterea ta de a-ți atinge țelurile, știi? Păi eu mă mișc mai greoi când am grație, pe mine sigur mă nimerești, așa că glumele astea s-ar putea să se sfârșească la nu pot să zic numele, s-ar putea să ajungă acolo la spital, oricum o să ajungem cu piciorul sumeu. Dar tu te-ai distrus singur. Dar mai lasă-mă jumătate de oră să mă odihnesc, te las te rog. Jumătate de oră, la revedere. Adio. Mă duc să stau cârje. E proastă făcută grămadă, proastă făcută grămadă. Gata. Au, 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 dacă rămâne. Tu ești proasta făcută grămadă, că până la urmă singură te-ai rănit. Nu vorbeam de tine, păi special ai pus acolo să rămân invalidă. Că te cunosc eu pe tine. Gata, lasă-mă să mă odihnesc puțin, te rog. Te las să te odihnești puțin. Auzi, dragă, să vină cu arcul să mă dea, nu e sănătoasă acum, pe bune. Deci după ce că m-am chinuit toată noaptea că mă doare piciorul, mai vine și cu arcul să mă zăpăcească la creieri. N-ai cum, trebuie să fac eu o combinație să scăpăm de ea rapid. O să văd eu. Să dau dracu cu ulei pe grâva asta, parchetul ăsta. Să-și rupă piciorul să vadă cum e. Ai zis că te culci, de ce tot bolborosești atâta? Nu mă, acum adorm, acum, acum. Nu mai pun, nu mai te suport, jur, dar chiar așa. Mai atât să mă culc puțin. Ideea e că m-a durut foarte, foarte tare, n-am putut deloc să dorm. Am încercat să mă duc la baie, n-am reușit într-un picior, m-am tolipit de pereți. A fost o întreagă poveste cu azi noapte și n-a dormit nici ea, dar n-am dormit nici eu, evident. Eu de durere, ea de nerve, că m-auzea văitându-me, că m-am văitat toată.